iubiții telespectatori, vă spune din nou bun găsit în cadrul emisiunii Casa din Betania. Așa cum am promis la încheierea emisiunii anterioare, continuăm de această dată cel de-al doilea ciclu de lecțiuni biblice cu pastorul Ionel Pleșa și am dorit să continuăm cu cel de-al doilea subiect în cadrul acestei teme, și anume modul creației pentru toate formele de existență ale celor patru regnuri, și anume regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal și regnul uman. Dorim să dăm loc interlocutorului de astăzi să aibă un cuvânt pentru noi toți cu privire la această temă. Pastorul Ionel Pleșa, vă rog, fiți liber și continuați studiul pe care ați început. Desigur că este o problemă foarte vastă, dar noi o să ne concentrăm să subliniem câteva lucruri esențiale pentru ca să putem avea convingerea deplină că ceea ce spune Scriptura se întemeiază pe adevăr. În scrisoarea adresată către evrei, în capitolul 11, în versetul 3, se face mențiunea: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Ideea principală: toate lucrurile care au fost făcute n-au fost făcute din lucruri care se văd, dar până la urmă au devenit vizibile. De unde s-a plecat? Oamenii foarte greu pot să gândească logic, vorbesc în logica Scripturii, că Dumnezeu a creat toate lucrurile care se văd, începând cu regnul mineral. Și ca să vorbim despre regnul mineral, ne gândim numai la modul cum a fost elementul primordial de la care s-a plecat. Pentru că acolo se spune că lucruri care nu se văd, dar este vreun lucru și care nu se vede. Și că aceasta a constituit energia primordială. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că toate au fost făcute prin puterea creatoare. Cuvântul lui Dumnezeu este putere creatoare. Așadar, dacă urmărim numai de exemplu formarea pământului, lucruri care se văd, regnul mineral, a existat puterea lui Dumnezeu, cuvântul creator, legea creatoare. Și noi am numit-o asta în termeni convenționali energie, forță. Se poate vedea energia electrică? Nu se poate vedea. Se manifestă, dar nu se poate vedea. Deci există și forțe și elemente care nu sunt vizibile și care generează, de fapt, lucrurile vizibile. Și în cazul acesta a existat puterea lui Dumnezeu creatoare, energia primară. O numim noi așa, convențional. Și există o secvență din poemul creațiunii care spune așa: străbătând puterea prin goluri spațiale, se naște un câmp magnetic. Și pământul era un câmp magnetic la început. Și câmpul magnetic nu se vede, ci se simte. Apoi, un corp gazos, legiuitor și lege, din vid făcând tipare, ne modelează Terra, compusul nebulos. Și oamenii i-au zis nebuloasă. Dar este ceva adevăr în asta, pentru că aceste lucruri nu se văd. Se integrează în vapor, se mișcă, se rotește, pe circuit galactic, pe drumul temerar.
îmbogățind lichifii cu pulbere din cosmos, că tot adună praful din stelele sfărâmate, că în universul acesta totul este în mișcare. Se condensează în masa oceanului primar și la partea finală pământul era o imensă picătură de apă. Și iată, din lucrurile care nu se văd, dintr-o putere a lui Dumnezeu creatoare, dintr-o lege instituită, până la urmă apare o imensă picătură de apă pe care oamenii au numit-o supă oceanică, pentru că aceasta cuprindea în sine toate elementele, toate sărurile, toate substanțele minerale. Și atunci spune, prin legea gravitației se întâmplă o minune. Se concentrează toate spre centru, că toate merg înspre centru. Și apare pământul ca un sâmbure în mijlocul unui fruct. Și acesta este stadiul primar, unde zice pământul era acoperit de apă și Duhul lui Dumnezeu se plimba peste el. Așa că s-a pornit de la ceea ce nu se vede la ceea ce se vede. Este regnul mineral. Și se pleacă de la elemente atomice, apoi la atomi, molecule de cristal, cristale minerale, corpuri cerești și toate sistemele din cosmos. Tot regnul mineral, întreg regnul mineral a fost creat din lucruri care nu se văd, prin puterea creatoare de la început. În cel de-al doilea regn apare o lege pe care a rostit-o Dumnezeu prin cuvânt. Și aș vrea să citiți în felul acesta din Psalmul 30 și... Psalmul 33, dacă îmi permite să citesc eu, versetul 6, la versetul 9. Despre asta e vorba, da? Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui. Și acum versetul 9 la care vă refereați, căci El, adică Dumnezeu, zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. În Psalmul 148 se mai face o referință cu privire la modul cum Dumnezeu le-a creat. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cere înalte, lăudați-L toți îngerii Lui pe care i-a creat Dumnezeu, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că cel a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Și totul funcționează în univers prin legile creatoare pe care le-a rânduit Dumnezeu. Și aceasta este o adevărată minune. La regnul vegetal, aceeași metodă a folosit-o Dumnezeu în actul creației. Și dacă deschidem în prima carte a Genezei, în capitolul prim, la versetul 11 și 12, apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei semințele lor pe pământ. Și așa a fost. Și pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pom care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Și regnul vegetal este un supliment la regnul mineral, pentru că acolo există viață.
Și Dumnezeu a pus viață în regnul acesta mineral și până la urmă viața aceasta a început să se reproducă. În regnul mineral nu se reproduce nimic, se distrug cu vremea, dar în regnul vegetar există o continuitate, un fel de act de procreiere. Și Dumnezeu a pus viața acolo, în plantele acelea și semințele acelea care se reproduc apoi în alte plante sunt încărcate cu taina vieții, de la germinație, la dezvoltare, la maturizare, la reproducere. Și pe urmă încep să se atrofieze, să îmbătrânească și încep să cadă și să se descompună. Și Dumnezeu le-a creat pe toate prin puterea creatoare, prin cuvântul lui dătător de viață și de lumină. La cel de-al treilea regn, regnul animal, Dumnezeu a înzestrat acum de la stadiul plantelor să existe niște ființe care să beneficieze nu numai de impulsurile vieții, ci și de suflare și mișcare. Și atunci Biblia ne vorbește despre niște ființe create de Dumnezeu care au viață și au suflare. Se crede că și plantele respiră într-un anumit fel, dar aici este vorba de viața și de mișcare a tuturor vietăților care fac parte din regnul animal. Și în felul acesta, Dumnezeu a mai pus încă un supliment, mișcarea și suflarea. Plantele se dezvoltă fiecare în locul lor, animalele se mișcă, adică le-a dat viață, le-a dat mișcare și le-a dat și suflare. Ei bine, dar acum când este vorba de creerea omului, omul este înrudit cu cele trei regnuri anterioare. Ca și trup fizic, are substanțe minerale. Ca și formă biologică, are viața care există și în plante și se manifestă și la animale. Dar Dumnezeu a mai pus ceva în el suplimentar și ceea ce a pus este ceea ce spune Dumnezeu, Duhul inteligenței, capacitatea de a crea, capacitatea gândirii abstracte, comunicarea omului pe calea aceasta cu mediul înconjurător, considerând și constituind coroana vieții pentru toate celelalte forme de existență. Și în cazul acesta găsim scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu s-a ocupat în mod special de creierea regnului uman. Și în creierea regnului uman se formează prima familie din care descinde neamul omenesc. În privința aceasta vom revedea la emisiunea următoare cum Dumnezeu a lucrat și cum Dumnezeu a creat ființa umană să se bucure de libertate, de o voință liberă să ia o decizie. S-a ocupat de el în mod special, l-a așezat într-un loc unde să aibă o imensă condiție pentru viață. Natura era atât de bogată încât putea să-i asigure hrana în fiecare zi. Și el se bucura de o pace, de o bucurie și de o legătură permanentă cu mediul înconjurător. Și nu era nimic ostil în jurul lui. Nici animalele nu erau agresive. Totul era într-o armonie desăvârșită în locul în care l-a creat și în locul în care l-a așezat Dumnezeu pe om. Ceea ce urmează acum este problema cea mai delicată. Pentru că în virtutea voinței libere de alegere, Dumnezeu a considerat necesar să-l facă să devină conștient de responsabilitatea lui ca ființă superioară. Toate i le-am supus, și pește, și animalele, și păsările, și tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost pus la dispoziția omului spre fericirea lui. Dar Dumnezeu voia să-l țină sub control, pentru că Dumnezeu era conștient că în lume există și o pricină a răului generată de către un înger căzut, ceea ce Adam nu cunoștea în faza finală. Și de aceea s-a pus problema aceea că Dumnezeu i-a dat o poruncă. Ești liber să mănânci din toți pomii de aici, din toate bogățiile, ești un culegător de fructe,
de mâna întâia și te poți bucura de tot ce ți oferă natura, fără muncă, fără agricultură, fără vânătoare, fără pescuit și fără alte preocupări în lupta pentru existență. Totul venea din belșug. Și în felul acesta, Dumnezeu i-a pus o condiție. Am pus un pom aici în grădină, pomul cunoștinței binelui și răului. De aici n-ai permisiunea să mănânci. Cum ar fi vrut Creatorul ca omul să rămână în stadiul atât de primitiv încât să nu poată face deosebire între bine și rău? Că nu aceasta era problema. Nu avea experiența și maturitatea spirituală să poată face o deosebire corespunzătoare. Și a preferat Dumnezeu mai bine să-l țină pe om așa cum un părinte se bucură de odrasla pe care o are și o ține sub supraveghere, să nu-i se întâmple niciun rău, pentru că copilul nu cunoaște noțiunea răului. Și când i-a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri, deci bagă de seamă că ai o consecință tragică. Surprinzător, Adam a trăit 930 de ani și n-a murit în ziua în care a avut acces la păcatul neascultării. Și acum ar fi foarte important să vedem în emisiunea următoare în ce a constat, de fapt, păcatul originar și consecințele care au urmat după aceasta. Pentru că nu era vorba aici de o moarte fizică, lucru care nu s-a întâmplat. Și Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și totuși Adam n-a murit din punct de vedere fizic, dar a murit din punct de vedere spiritual. Cuvântul moarte se referă la despărțire. Chiar și în condițiile noastre naturale, când cineva moare, se desparte dintre cei vii. Omul a intrat în moarte din pricina neascultării, moartea spirituală, a pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și în felul acesta, destinul lui acum avea o altă direcție, sub influența păcatului originar, prin care el, de bună voie, și-a ales să asculte, bineînțeles, prin soția lui care a fost ispitită, de șoapta șarpelui, care este numai o figură de stil, pentru că o ființă biologică nu putea să schimbe destinul istoriei neamului omenesc, să existe atâta suferință, dar acolo se ascunde o taină cu privire la căderea lui și la consecințe. Așadar, consider că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a găsit de cuvință să creeze ființele care sunt înzestrate cu valori spirituale să aibă voință liberă. Adam putea să mănânce și putea să nu mănânce. Dacă Dumnezeu i-a spus să nu mănânci, el putea să aleagă. Ascult de Dumnezeu. Dar tot în virtutea libertății de voință, el a putut să aleagă. Păi, n-ar fi bine să cunoști și eu binele și răul? Ce fel de regi încoronați, desculți și goi și nemâncați? Că așa era în Eden. Când fructul copt și rumenit e în mijloc de grădină, hai, dezgustă numai puțin el. Te vei convinge pe deplin cu cât amar, cu cât suspin, cu câte bucurii din plin ursita se împlinește, că s-a născut acum și mesajul cultelor care practică, de fapt, ocultismul acela secret pe care îl folosește diavolul în a-i amăgi pe oameni. Și în cazul acesta, ispititorul a lucrat în așa fel, stârnind curiozitatea bolnăvicioasă a femeii, dar de ce să nu cunoști și tu tainele lui Dumnezeu? De ce vă ține așa ca pe niște copii neștiutori? Acum v-ați maturizat, ați câștigat experiență. De ce nu vă oferă și posibilitatea să deosebiți binele și rău, să fiți ca și Creatorul? Și acesta era, de fapt, păcatul originar, dialogul cu șarpele, dialogul cu ispititorul. Și vedem îndosul acestei ființe reprezentate sub formă alegorică, imaginea heruvimului căzut, care produce atâta suferință și dezbină familiile și bisericile și societatea și popoarele și nu mai dă liniște neamului omenesc, pentru că el a suprimat voința și conștiința oamenilor și ține în captivitate, în întuneric, în temniță,
așa cum este arătat aici în mesajul de mai târziu, pe care îl vom urmări în cartea profetului Isaia. Așadar, în cazul acesta, este un lucru extrem de important să observăm că omul a fost înnobilat și a devenit înrudit cu îngerii prin Duhul pe care l-a pus Dumnezeu și care, după trecerea peste pragul morții, se întoarce la Dumnezeu. Din partea animalelor, suflarea, mișcarea și viața nu se duc nicăieri, ci se sting. Pe câtă vreme în ființa umană există ceva din lumea spirituală și acest ceva este Duhul omului, capacitatea de înțelegere, partea care gândește abstract, partea prin care se manifestă înțelepciunea creatoare. Și aceasta îl deosebește pe om și în regnul acesta uman Dumnezeu a investit valori inegalabile cu toate celelalte ființe pe care le-a creat. Deci să înțelegem de aici că acest păcat originar, cum l-ați denumit, păcatul originar, ar fi același lucru cu neascultarea omului de Dumnezeu și totodată căderea în păcat prin voința lui liberă de alegere. A acceptat dialogul cu șarpele, în primul rând. Lucru care nu era permis. Deci nu era permis. Atât în perioada creației, cât și în perioada mai târzie, patriarhală, și în perioada legii. Dialogul cu duhurile rele nu este permis. Și păcatul originar a constat în faptul că femeia, în loc să zică, du-te tu cu problemele tale. Eu nu vreau să angajez un dialog cu tine. Deci, eu vreau să rămân lipită de Dumnezeu. A ales să asculte mai degrabă a A ascultat șoapta ispititorului. Și de aici toate consecințele. După care, la rândul ei, a mers... Bine, cu problema că le-a oferit și soțului, uite mă, mi s-a descoperit niște adevăruri extraordinare. Ăsta era naiv. Și până la urmă, i-a împărtășit dialogul. Și ia că de aici toate consecințele. Tema aceasta, stimați telespectatori, devine din ce în ce mai interesantă. Vă facem curios să ne urmăriți și în emisiunile următoare. Sper că ne-ați urmărit cu toată atenția și dorim să continuăm, așa cum am promis, acest ciclu de lecțiuni biblice cu pastorul Ionel Pleșa. Ne oprim de data aceasta aici, pentru că timpul nostru pentru acum s-a epuizat. Până la următoarea apariție, vă spunem tuturor la revedere. Dorim ca harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți care ascultați aceste minunate lecțiuni. Vă spunem încă o dată la revedere și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.